Bună seara, domnilor, bună seara, domnilor, bun găsit la Botoșani în direct, o emisiune de oră pentru dumneavoastră cei de acasă din fața micilor ecrane din cele 18 județe care urmăresc în acest moment Tele Moldova, într-un duplex al studioului din Botoșani al Tele Moldova cu studioul Iași. Ne-am zis noi pentru că mâine este o zi importantă, se votează atât bugetul județului Botoșani cât și bugetul municipiului Botoșani. Vor fi două ședințe care se anunță a fi și tensionate și de importanță pentru anul pe care tocmai l-am început pentru populația județului și, bineînțeles, pentru populația municipiului. Ne-am zis noi că se cade să facem o discuție, chiar și de oră, va fi cu siguranță timpul prea puțin, ca să pătrundem în substratul acestui buget pe 2015 al municipiului Botoșani deocamdată, împreună cu un fost primar al municipiului Botoșani, domnul Florin Negner, actualmente manager de proiecte al zonei metropolitane. Bună seara, domnule Negner, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Cum spuneam, mâine ședință mare, două ședințe mari, domnilor și domnilor, pe buget, pentru aprobarea bugetelor. Ați participat, domnule Egner, la dezbaterea publică pe care municipalitatea a organizat în aula Colegiului Național Ate Laurian la finele săptămânii trecute. Ați participat și în calitate de reprezentant al zonei metropolitane, dar cu siguranță ați avut un punct de vedere și în calitatea dumneavoastră de fost primar al municipiului Botoșani. Haideți să începem cu acest punct. Cum vi s-a părut dezbaterea? Cum vi s-a părut lumea prezentă în sală? Cât de obiective au fost părerile celor care au adresat întrebări sau au formulat propuneri pentru formatul pe care îl va avea bugetul municipiului pe anul în curs? Vă rog. În primul rând, aș vrea să fac o observație. Cred că de prin 1995, deci cred că de 20 ani, am participat atât la dezbaterile proiectelor de bugete pentru municipiul Botoșani, deci bugetele orașului, uneori și la bugetele județului, iar în alte prelejuri am fost o persoană care am generat cele așa numite zone din bugetul local. Vreau să spun că o dezbatere publică a bugetului s-a încercat cam de fiecare dată. Și de ce spuneți că s-a încercat? Pentru că nu s-a și reușit? S-a încercat pentru că nu reușeam să capacităm foarte multă lume, în general botoșineni. Deși lumea comenta, nu-i așa, domnule Egner, după fiecare aprobare de nou buget, după fiecare nouă aprobare de buget, se comentau mult zonele de cheltuieli. Da, este oarecum paradoxal. Foarte multă lume își manifestă, să spunem, părerile despre buget, dar foarte puțină lume participă atunci când se face o dezbatere pe marginea bugetului. Ei bine, în dezbaterea de vinerea trecută din aula Liceului Laurian, apreciez eu că au fost circa 100 de persoane, dacă nu mai multe. Cam asta a fost și estimarea, da. Și eu cred că este prima dată când la o dezbatere publică participă atât de mulți botoșneni. Am fost atent la, zicem, compoziția acelui grup important de persoane care au participat la buget și am... Destui vârstnici, domnule Am observat, da, am observat că au venit, să spunem, câțiva invitații ai primarului, cum erau șefii, să zicem, societății comercial din subordinea Consiliului Local și la activitatea cărora, dacă sunt de acord cu mine și vă întrerup, s-a făcut și trimitere în cadrul unor discuții, în cadrul unor discuții. Pe partea de salubrizare, El Trans și așa mai departe, da? În rest am văzut că au venit de la asociații de proprietari, deci reprezentanții asociații de proprietari, probabil președinți sau contabili, acesta au venit persoane care întotdeauna au fost interesate, spune reprezentanța ai societății civile în Botoșani sau unii dintre ei care participă de ani de zile. Oameni, ați spus dumneavoastră, pensioare, oameni în vârstă, însă vreau să vă spun că au nu, doar o calificare, etate, știți? Da, au o calificare, sunt didact, general cu studii, sunt oameni care au participat cam întotdeauna când a fost o dezbatere publică. Ca nivel al discuției am apreciat
cel puțin 4 sau 5 intervenții am apreciat ca niște intervenții la obiect vis-a-vis de problemele în dezbatere și am să laud un pic, nu fac lucrul ăsta aproape deloc, am să laud un pic primarul pentru prezentarea pe care a făcut-o destul cu bugetul local, destul o prezentare amplă. Amplă, o prezentare care a subliniat punctual și probleme adevărate care sunt ale orașului Botoșani acum. Deci, una peste alta a fost o dezbatere din care au rezultat sau au ieșit și câteva propuneri. Și ce ne-au întrebat unii oameni, domnule Egner, că vă întreb, și ar fi dorit mai multă lume să participe, vă spun sincer. Mi-am dat seama în zilele care au urmat prezentării de buget că foarte multă lume nu a reușit să afle în timp util cât să vină în aulă. Mult mai mult și-ar fi dorit să fie acolo, nu știu, pentru a veni cu opinii, păreri. Știți, oamenii probabil au reacționat un pic mai greu. Dumneavoastră personal, cum ați fost în știința? Eu am fost înștiințat prin vreo 3 canale. Deci am primit niște fluturași. Au fost distribuiți pe stradă și la asociații de proprietari și la pescari de bloc. Deci am primit acasă, ar spune că n-am primit un fluturaș, și am primit 10 fluturași. Sigur că asta este o problemă în modul în care se face la noi. Dumneavoastră ați primit 10, alții n-au primit deloc, din păcate, da. A doua, deci un al doilea canal, spunem, a fost pe site-ul primăriei a fost anunțată această dezbatere publică. Și nu vreau să neg faptul că a fost păcat, da. Sau cel puțin îți pare rău pentru că vezi reacția asta la oameni care spun, uite, mi-aș fi dorit și eu să fiu acolo. Câți au fost? Da. Cât s-a discutat? Și îți dai seama că oamenii ar fi alocat și câteva ore din programul după amiezei lor, numai să fi participat la discuții și poate vă spun, să fi venit cu niște idei proprii. Da, eu spun așa că afișarea pe site-ul primării ar fi trebuit să fie suficientă pentru foarte multă lume. Știm foarte bine că utilizăm mijloace de informare electronică, dar sigur că o dezbatere la nivelul acesta mi s-a părut că ar fi putut fi pregătită mai bine. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că ce minusuri ați găsit, domnule? Am intrat în posesia listei de investiții din buget. Noi am avut bugetul afișat, bugetul publicat. Este din punct de vedere legal, este obligație administrației publice locale să spună dezbaterii publice bugetul, să-l publice cu o lună de zile într-un ziar local. Ei bine, lista de investiții s-a tot completat, s-a tot refăcut până în... Da, sunteți de acord că la situația actuală din municipiul Botoșani și la modul în care decurg de regulă ședințele de Consiliul Local este aproape imposibil, domnule Egner, să spui că cu o lună înainte de aprobarea bugetului e dat forma finală? Apropo de amendamente și apropo de lucruri care se schimbă uneori și de la o zi la alta. Da, poate e imposibil, nu e chiar cuvântul nimerit, însă s-au făcut amendamente, dacă numai la dezbaterea publică s-au făcut 4-5 amendamente care am văzut că au fost deja luate în considerare la bugetul, că eu mă așteptam ca bugetul să fie, să spunem, dezbătut mai devreme. Noi am făcut dezbaterea bugetului vineri, cu o săptămână înainte de anunțata ședință de Consiliul Local de aprobarea lui. Poate că era bine să fie o dezbatere făcută cu vreo 2 săptămâni mai devreme, să fi avut timp să mai avem încă o discuție. Tot un lucru foarte bun și cu asta o să închei, mi s-a părut salutară și inițiativa de a convoca astăzi consilierii locali, executivul i-a convocat într-o reședință. Și chiar presa locală, să știți că a făcut trimiterea la dumneavoastră, a spus că ceea ce astăzi Ovidiu Portariuc a încercat să facă în sala de Consiliu Local a semănat izbitor cu ceea ce dumneavoastră făceați în perioada mandatului. Da, eu cred că procedam democratic, ne consultam consilieri, avem 5-6 întâlniri înainte de buget și eu vreau să cred că niciodată nu am făcut decât un buget, o mondă dezbatere delungate și în care am ținut cont de părerile consilierilor. Din acel motiv, ședința propriu-zisă de aprobare a bugetului dura foarte puțin timp, erau numai niște comentarii pe marginea bugetului și probabil consilierii voiau să ia cuvântul, să arate fiecare ce contribuție a avut la buget. Pe mine lucrul ăsta mă mulțumea foarte mult. De laudați. Da. Domnule Egner, dar sincer, găsiți o explicație pentru durata
aproape, știți, fără explicație, foarte lungă a ședințelor de Consiliu Local, în comparație poate cu ședințele Consiliului Județean. Toată lumea spune că la Consiliul Județean așa e la foc automat, știți? Punct ochit, punct lovit. E, la Consiliul Local nimic nu e simplu. Și dacă ordinea de zi are 3 puncte, și știu că sunteți la curent, pentru că sunteți un fin observator al presei locale și știu că nu vă rupeți de fenomenul administrativ, chiar dacă este vorba de o ședință ordinară sau de îndată sau mai știu ce. Deci eu sunt la curent, am mapa fiecarei ședințe, acum ea se prezintă electronic. Vreau să vă spun că o dezbatere într-o ședință de Consiliu Local care depășește un anumit timp nu ar fi în sine decât un lucru bun. După 2-3 ore în care lumea e într-o ședință, să mai ia o pauză de 5 minute și lumea revine din nou, nici puterea de concentrare a aleșilor nu mai este aceeași. Știți? Poate că nu, alt lucru aș și interpelările sunt unele foarte lungi, știți, pe, da. E pe răbdarea și timpul tuturor sau și mă gândesc că e în timpul programului de lucru indemnizația unui consilier municipal nu este mare, știm cu toții, nu? Oamenii mai pleacă de la serviciu, se mai și învoiesc, dar mai trebuie să și muncească pentru salariul pe care nu îl aduc acasă în fiecare lună. Plus că este o risipă așa de timp și energie, din timpul și energia tuturor și stau și mă întreb dacă își dovedesc eficiența, că de fapt aici au vrut să ajung. Bine, toată lumea se ceartă, dar se ceartă cu un scop clar, declarat sau nedeclarat, dar se ceartă cu folos, domnule. Nu, trebuie să observăm că atunci e altceva. În acest mandat Consiliul Local este polarizat, destul de echilibrat, sunt două tabere, o tabără a social-democraților și o tabără a Partidului Național Liberal, între ele sunt câțiva consilieri de la Partidul de ani de acum, Partidul Popular PPDD, și aceștia s-au deja agrupat în cele două tabere, pentru că cele două tabere sunt aproape sau perfect echilibrate, discuțiile din ședințe de Consiliu Local nu merg, echilibrate. Nu merg pe, da, ele nu merg pe, pe a puncta niște probleme reale ale orașului, unele dintre intervenții. E un care pe care, domnule. Cele mai nu? Multe e un care pe care și e păcat. Eu am participat la câteva ședințe, am fost foarte atent la ce au spus fiecare consilier. Și n-ați mai participat pentru că v-ați dat seama că vă pierdeți timpul acolo. Da, și mai bine faceți ceva util. De ce am fost dezamăgit? Am încercat să spun ce am putut reține bun pentru oraș din aceste divagații care, da, ați spus foarte bine, s-au întindeau pe 2 sau 3 ore. Foarte puține lucruri, erau mai degrabă contre între consilieri pe probleme care poate avea mai puțină legătură cu problemele orașului. Din acest ședințele de Consiliu Local sunt publice, domnule Egner. Sunt publice, deci toată lumea, da, toată lumea le vede. Am încercat de multe ori ca după o ședință publică. Dar stau și mă întreb dacă ne vine cineva din afara municipiului care nu este obișnuit cu fenomenul ăsta al ghionturilor care zboară dintr-o direcție în alta, dacă ar mai veni și a doua oară la o ședință de Consiliu Local, indiferent ce formă are aceasta, știți? Ar părea, sau își face o cruce mare și zice, Doamne, mulțumesc lui Dumnezeu că nu se întâmplă și în orașul meu. O spun cu părere de rău și trebuie să spun lucrul ăsta, ar părea că multe din luările de cuvânt sunt lipsite de o maturitate politică și administrativă. Și o să fac o paranteză aici, mâine Consiliul Local Botoșani, la fel zona metropolitană, au o relație cu raionul Fălești din Republica Moldova. Noi încercăm să dezvoltăm niște relații transfrontaliere pentru perspectiva 2015-2020. Vreți să-i aduceți la ședință? Și mâine vor veni la ședință. Este un grup de câteva persoane, 5 sau 6 persoane. V-ați gândit bine, domnule Egner? La modul serios. Da, am ezitat, i-au avut o invitație și din partea Primăriei Comunei Curtești. Mâine vin la ședință de Consiliul Local. Sper ca să... Eu nu aș aduce musafirii de acasă, mai ales că ei sunt ședințe de Consiliul Local, că nu știu dacă aș avea un model să le arăt sau nu știu dacă a doua oară oamenii aia ar mai călca măcar pe la mine pe acasă după experiența unor certuri de genul ăsta în care oricum n-ar înțelege mare lucru, pentru că cine, să fim serioși, domnule Egner, cine nu e mezul probleme și nu știe divergențele sau subiectivismul unora sau altora, cum e din partea domnului Țurcanu, care a fost viceprimar, nu mai este, a fost director, nu mai este. Știți cum e, aproape că înțelege o persoană atât de supărată care pe timpul și pe munca tuturor și știți, își varsă nervii ba pe unul, ba pe altul.
Bine că domnul Țurcanu nu vine înarmat. Știți că domnia sa poate să poartă o sabie tăiasă. Mulțumim Dumnezeu că nu își exersează artele marțiale și în sala de consiliu local, că atunci ar fi tacâmul complet. Dar era așa o... Am avut niște cursuri de administrație locală în câteva raioane din Moldova în cadrul unui proiect, să spunem, transfrontalier și vreau să vă spun, le-am transmis lor ceva din experiența noastră, legislația noastră, care e foarte asemănătoare cu cea din Moldova, în ideea că integrarea dintre cele două zone este, să zicem, aproape realizată. Întotdeauna am spus că în Botoșani, la nivelul municipiului, sunt niște dezbateri adevărate, niște dezbateri care, să zicem, că duc la niște rezultate concrete. Aș crede că în situația în care ședința de mâine va fi una cu ghilimele obișnuită, ar fi această invitația noastră, ar fi dezamăgiți. Da. Bun. Și, cum spuneam, modul în care au reacționat, iată, cei din Consiliul Local, pentru că invitația a fost adresată consilierilor municipale astăzi la ședința de pregătire, practic, a ceea ce se va întâmpla mâine cu votarea bugetului. A fost o reacție pozitivă? A fost suficientă deschidere? A fost o mână de consilieri municipale? Au mai fost directori din cadrul primăriei care au oferit niște explicații suplimentare? Cel mai important lucru, au lipsit foarte mult consilieri din partea PNL, să spunem. În situația aceasta, presupun că mâine nu va fi o ședință în care consilierii să lase la o parte politica, e vorba de bugetul local până la urmă, ar putea să facă politică pe alte teme și eu cred totuși că mâine va fi iarăși o dezbatere stearpă, o dezbatere politică fără rost. M-aș bucura să nu fie așa, pentru că au avut timp consilierii să aducă amendamente. Am spus la început din emisiunea, a fost dezbatere publică, au fost și alte dezbateri, dar a fost și întâlnirea de ieri. Eu cred că dezbaterea de astăzi nu și-a atins scopul. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că prin neparticiparea consilierilor din opoziție, nu? Din așa zisa opoziție, pentru că am spus că până la urmă la voturi locurile sunt echilibrate. Am înțeles. Ce așteptări aveți de la ședința de buget de mâine? Pentru că rămânem cu discuția pe bugetul municipiului, dacă vreți facem o extensie și discutăm un pic și din perspectiva bugetului județului Botoșani, dar ne interesează deocamdată în această emisiune modul în care vedeți dumneavoastră actualmente manager de proiecte al zonei metropolitane, fost primar al municipiului Botoșani, modul cum vedeți această proiecție a bugetului pe anul în curs. Ca și capitole de cheltuieli, ca și priorități. Am făcut câteva observații, sigur, astăzi aceste observații nu își mai au rostul. Mâine la ședința de buget, el a trebuit să treacă în forma care este propusă de executiv cu amendamentele care s-au făcut pe parcurs. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că a face un amendament acum sau mâine în ședința de buget e foarte puțin probabil că el ar putea trece. Un amendament trebuie să aibă în spate un raport de specialitate, trebuie să găsească o posibilitate ca într-un buget echilibrat, cum sunt bugetele administrațiilor publice locale, să iei bani dintr-un loc pentru ca, să spunem, să satisface o pretenție bugetară propusă. În Botoșani este un oraș, spunem, relativ mediu sau chiar poate un oraș dependent în mare măsură de fondurile care vin la București. La fel cum se întâmplă cu majoritatea zonelor din Moldova. Corect. Și observăm că pe bugetul local 40% din bani, eu vorbesc cu aproximație de 1-2%, 40% de bani vin la București pentru cheltuielile din învățământ, din cultură, pentru anumite subvenții sau cheltuieli sociale. Circa 40% este adunat de la bugetul local, el este adunat din taxe și impozite locale, sub 20% aici, și mai sunt banii... Și aici se resimte aspectul de criză al ultimilor ani?
da? Și acest lucru se și datoriile pe care le acumulează populația. Și faptul că, deși există o lipsă acută de bani, consilierii locali la taxe și impozite locale au micșorat un pic impozitul pe clădiri, lucru care afectează cu vreo 80 miliarde de lei vechi veniturile, lucru foarte important pentru că nu mai pot fi realizate anumite obiective de investiții. O să mai spun că celelalte 200% din venituri sunt din împrumutul pe care îl face primăria. O să spun și despre acest împrumut mai târziu și din banii care vin înapoi din proiecte europene cofinanțate sau cofinanțate bugetul local și care banii se aduc înapoi pe măsură ce derulează aceste proiecte. În legătură cu cheltuirea acestui buget, un procent foarte mare, deci vreo 18% e pe împrumuturile făcute în anii precedenți și în anul 2015 municipalitatea are un vârf de plată la cele 6 sau 7 credite făcute în ultimii 10 ani de municipalitate. În plus, trebuie să spun aici că un împrumut de circa 250 de miliarde de lei vechi, zic că eu încă lucrez în... Foarte bine. Să știți că și eu mă descurc mai bine în lei vechi și mi se pare suma ca fiind mult mai sugestivă decât deci un asemenea împrumut este făcut pentru a susține un proiect, Parcul de Agrement Cornișa, un proiect care a fost început înainte de venirea administrației Portariu. Eu cred că pe la o privire, să spunem, de sus a bugetului, ar putea fi făcute câteva observații, în primul rând la partea de investiții, care este destul de subțire. Noi vrem în Botoșani locuri de muncă și vrem dezvoltare. Ei bine, acest lucru nu este posibil atât timp cât cea mai mare parte din banii municipalității se duc pe consumul propriu, deci pentru necesitățile de funcționare ale aparatului primăriei și asociațiilor de consiliu local și pe alte două chestii. Una din ele este achitarea împrumuturilor precedente și o altă parte este așa realizarea unor investiții începute, spunem, în administrația precedentă. Nu se văd lucruri în oraș, e vorba de termoficare și de parcul de agrement Cornișa. Sunt bani grei, aproape 90% din... Termoficarea este îngropată, iar Cornișa este un pic ceva mai departe de ochii Botoșanilor. Și 90% din banii de investiții sau poate puțin, foarte puțin, mai puțin de 90% sunt băgați aici, inclusiv în împrumuturile. Oamenii vor în Botoșan să vadă mai mult. Banii sunt în niște locuri unde proiecte spus mari, foarte bine, nu? Sunt proiecte mari. Ele au și efectul nu tocmai lor, vizibile. Dar nu sunt vizibile pentru nu oraș. Ochioase, nu sunt ochioase. Nu sunt ochioase. De rigoare. Da. Însă am remarcat primele elemente care vizează o gospodărire mai bună a banului public și o încercare de integrare a unor servicii de gospodărie comunală, unor activități la municipiu. Am să dau exemplu serele orașului, abandonate, deci am avut sere care asigurau, în mare parte asigurau necesarul pentru un oraș. Un oraș trebuie să arate frumos, este un oraș și e orașul lui Eminescu, este un oraș al culturii botoșani. Mi se pare ideea bună cu reînființarea serei. Este o idee foarte bună. Este o idee foarte bună și e o idee care în perspectivă se va amortiza foarte repede, foarte bine, ba din potrivă ar putea să aducă și un profit. Tot aici probabil că ar fi bine să se revină asupra unei gospodării anexe a primăriei și ceea ce
am înțeles că executivul și-ar dori foarte mult o reorganizare a întregii activități administrative a municipiului în baza unui raport solicitat de executivul primăriei, de Consiliul Local, achitat de Consiliul Local la unei firme, mi se pare, din Anglia, și această firmă a spus primăria trebuie să-și încaseze direct veniturile din piețe, cimitire, obor, fond locativ, în sensul dispariției unor intermediari în încasarea acestor bani, astfel încât veniturile primăriei să crească și să acopere... Nu ceea ce se intenționează și apropo de parcările cu plată și... Parcările cu plată, sigur, nu? Care le preia iarăși primăria în acest an. Eu văd în acești pași pe care mi se pare că i-a făcut foarte timid actualul executiv până la bugetul din anul 2015, s-au făcut niște pași, dar s-au făcut cu anumită timiditate. Acum să fac niște pași hotărâți pentru administrarea adevărată a municipiului. Eu cred că lumea așteaptă o astfel de administrare, a lipsit chiar în mandatele precedente, când pe baza unor împrumuturi, peste împrumuturi, a fost un belșug de bani și s-au permis niște cheltuieli care, iată, acum ne fac pe noi să suportăm greu orice activitate publică în Botoșani. Una peste cealaltă, domnule Egner, să fim cinstiți, e aproape ca în orice familie care s-a împrumutat la un moment dat de la bancă, nu, deci anterior crize economice, da? Erau acele credite de consum date cu foarte multă ușurință, doar în baza unei adeverințe, cum că ești salariat, ai un venit lunar. După care a venit marea jale, când a început plata ratelor, că așa când lumea și-a schimbat electrocasnicele, frigiderul, aspiratorul și mobila de la mama soacră, toată lumea a fost fericită. Până a început să plătească și au venit acele rate fixe, în cascadă, da? Și acele credite care s-au întins pe ani foarte mulți, încât în final, când oamenii trăgeau linie, plăteau de 10 ori valoarea împrumutată. Da. Da, așa s-a întâmplat deci, și la noi. Eu nu... și le cam pierea zâmbetul. Asta s-a întâmplat și într-un oraș întreg. Nu a fost niciunul din credite, nu s-a făcut pentru consum. Deci fiecare credit de-a lungul, de-a primul s-a făcut, mi se pare, în 2005. Nu, a făcut o comparație, domnule. Dar nu, pentru că observația noastră este... Toată lumea se bucură când se noiește, da, nu? Dar nu, observația este foarte bună, pentru că ce se întâmplă? De făcând aceste împrumuturi, am avut niște bani de investiții, dar în același timp nu ne-a mai interesat să facem investiții din banii noștri. Ne-am, cum să spun, nu ne-am lenevit, ci am exagerat când avem mai mulți bani, să facem niște cheltuieli. Orașul ăsta a cheltuit banii care nu erau ai săi. Așa este. Banii băncii, sigur, nu? Că da. Și a venit momentul în care băncile își cer banii înapoi. Și plătim cu foarte mari. Da? Da. O să vă dau un exemplu. Valoarea pe care plătim. Anul acesta 12-13 miliarde sunt rambursările, 4-5 miliarde sunt dobânzile. Vă dați seama că 4-5 miliarde în fiecare an, 10 ani sunt 50 domnule de Egner, miliarde. Numai cine nu a făcut un împrumut în bancă, nu știe, dar eu sunt sigură că fiecare dintre oamenii care ne urmăresc la această oră, cei din fața micilor ecrane, telespectatorii Telemoldova, știu ce înseamnă un credit în bancă. Știu că plătești prea puțin în cuantumul datoriei propriu-zise, da, și de fapt și majorele, îți usucă, da, buzunarele ani la rând dobânzile. Da. Că dacă ar fi să cere o situație în bancă să vezi cât ai achitat după 5-10 ani, mai ales la creditele pe termen lung, te îmbolnăvești sigur. Deci nu cereți o situație că vă spun eu, da, că plătiți dobânzi. Așa este. Nu vă plătiți datoria. Chiar dacă datoria administrația rămâne, în general, nu? Face împrumuturi mai avantajoase decât o persoană fizică, da, dar vreau să spun că tot pe acolo, sigur că da. Tot pe acolo. Bun. Domnule Egner, forma bugetului pe 2015, pentru că ne întoarcem, am divagat un pic de la subiect, v-a convins ca și cheltuieli luate în calcul? Cele aproximativ, să zicem așa, din 2000 de miliarde, aproximativ 160 sunt băgate pe funcționarea primăriei și celelalte și 40 sunt băgate pe dezvoltare și investiții. În aceste 40 sunt 24, repet, 240 de miliarde, ca să așa, sunt împrumutul pentru cornișe, restul sunt pentru echilibrarea unor cheltuieli cu termoficarea. Știți foarte bine scandalul
scandal uriaș pe investiția din termoficare, Uniunea Europeană a făcut niște corecții financiare. Se pare că trebuie să dăm înapoi aproximativ 160 de miliarde de lei vechi. Iată că aceste lucruri mă fac pe mine sau iar face Botoșeni să fie nemulțumit. Sigur că se fac câteva străzi, e primul veri care continuă reabilitarea începută anul trecut, e o stradă Maramureș care așteaptă, poate de când eram eu primar de acum 10 ani să înțeleg că pentru Maramureș s-a semnat deja contractul. S-a semnat contractul. Undeva la 6 luni ar fi termenul de execuție, dar urmează să vadă constructorul când începe efectiv lucrările. Când începe efectiv lucrările. Vreau să spun calendaristic că s-ar putea foarte repede, dar să permită și temperaturile. Da, am mai remarcat câteva obiective de investiții. Am salutat faptul că primăria vrea să revitalizeze centrul vechi cu casa Anchele, pe care s-a aprobat în urmă cu vreun an cumpărarea ei anul ăsta, se va face efectiv contractul și ea va devenind publică, va putea face obiectul unui proiect cu finanțare europeană. În continuare e un interes pentru câteva monumente istorice care au așteptat foarte mult pentru a fi conservate, dacă nu reabilitate. Sunt, am pus câteva obiective de investiții și lucruri noi, cum ați spus dumneavoastră, parcările cu mașinile, cu parcomatele care vor fi preluate de primărie, la fel ați spus foarte bine serele și poate și alte câteva lucruri pe care le preiau soția din Consiliul Local. Mai există în programul de investiții și reabilitarea în continuare a unor clădiri din centru vechi, data asta pe banul primăriei, pe banul public și nu pe investiție europeană. Eu cred că ar trebui să înțelegem că e un buget echilibrat, e obligatoriu prin lege. Vreau să spun că e un buget în care fiecare bănuț este discutat și rediscutat, analizat, așa mai departe. Deci este un buget de data aceasta făcut la nevoie și cu o foarte mare grijă adică pentru cheltuielile a fiecărui ban. Da. Adică e realist. E un buget realist. E, da, e, deci e forțat, e un buget forțat. Nu vinde nimeni ca inversul. Nu, în acest buget nu. Nu, pentru că există, ați spus, povara unor datorii care trebuie plătite, a unor cheltuieli de funcționare care sunt musai, pentru că primăria are un aparat administrativ propriu, pentru că consilierii trebuie plătiți, dar nu vine nimeni. Și continuarea unor investiții obligatorii cu împrumuturi serioase. Da. Și sunt și mari și papă, ca să zic așa, o grămadă de bani. Cred că la sfârșitul anului viitor va fi gata cornișa, iată că un parc de agrement poate unic în Moldova, oricum nu are Iași așa ceva, evident Suceava nici și Botoșani vor fi aici împreună. Nici Neamțul nu are. Nu este un parc de agrement cam supradimensionat pentru orașul nostru, personal nu. Adică dacă n-am avut deloc, acum o să avem unul în toată regula. Personal nu sunt foarte încântat de o asemenea, la început am spus poate să fie o tichie de mărgăritar pentru un oraș care încă are și alte nevoi, dar aceste lucruri se văd în timp. Spuneți sincer, domnule Aigner, dumneavoastră nu o să mergeți cu doamna dumneavoastră la piscină? Eu cred că da. Eu cred că o să mergă locuitorii orașului. Păi așa și o să mergă toată lumea. Sigur că da. Fiecare cu jumătatea lui domnule. Și mergem la piscină și când o să ne fie bine, știți cum o să zicem, că cu toții am crezut că se face cornișa. Nu? Da, ca și Botoșani. Da, sigur că da. Sigur. Până s-a făcut, am auzit că nu se face. Când a fost gata, nu și-a mai amintit nimeni ce a spus, știți? Și mai sunt câteva investiții notabile. Făceam chiar o observație, eram în sala Liceului Laurean. Liceul Laurean a beneficiat de o extensie. Ea a fost începută înainte chiar de anul 2000. Ea s-a finalizat într-o măsură, dar iată că din bugetul local facem legătura între cele două corpuri mari al Liceului Laurean, un liceu care a fost al treilea, până la urmă, liceu din Moldova. Și eu cred că o investiție de acest gen e mai mult decât o stradă, o reparare a unei străzi principale din oraș. Am înțeles. Bun. Cum credeți că va evolua ședința de mâine? Deci eu cred
că bugetul va trece în forma în care a fost propus, nu văd amendamente mâine serioase și care să aibă o susținere și să aibă un raport de specialitate care să îl facă sustenabil. Deci o propunere ca să poată fi inclusă în buget trebuie să fie sustenabilă. Dar cred că primarul va fi criticat pentru lipsa de investiții de cine de acei consilieri care nu au votat la taxe și impozite locale exact acei bani de care primarul ar fi avut nevoie. Mai e o chestiune legată de dezvoltare. Eu în decursul sau în derularea lui 2014 era un proiect strategia de dezvoltare pentru următorii 5 sau 6 ani a zonei metropolitane Botoșani. Era, să spunem, vreun miliard de lei la bugetul local. Bine, bugetul consilierii locale atunci când a fost o majoritate, să spunem, de dreapta a PNL-ului, au luat acei bani de la zona, care însemna până la urmă dezvoltarea orașului și a zonei. Deci au luat niște bani de dezvoltare și i-au băgat unde? Într-un parc de joacă, care acel parc de joacă, după câteva zile de la inaugurare, printr-o, să zicem așa, mai nepricepută administrație, a fost și devalizat și practic o mare parte din investiția a fost irosită. Una peste alta, domnule Egner, pentru că am zis că o să pomenim în această emisiune, am lăsat un pic mai la urmă îndeletnicirea dumneavoastră prezentă și anume proiectele, pentru că sunteți manager de proiecte al zonei metropolitane. Cum merge zona metropolitană? Să știți că inclusiv în ședința de consultare de astăzi cu consilierii municipali la Primăria Botoșani au fost întrebări, uitați, domnul Nișa a întrebat ce se mai întâmplă cu zona metropolitană, pentru că domnia sa avea așteptări mari în ceea ce privește... Sunt două aspecte aici. Primul aspect, eu îl văd destul de serios aici, niciunul din acești consilieri care discută despre zona metropolitană, niciodată nu au avut simpla curiozitate nu să vină să vadă ce se întâmplă la zona metropolitană, nici măcar să dea un telefon, măcar să obțină o altă informație. Să știți că a întrebat staful primăriei ce se mai aude cu zona metropolitană. Da, ei întreabă între ei și critică între ei, fără ca unul dintre ei adevărat, dacă cineva ar fi într-adevăr interesat. Dar vă cunoașteți personal cu domnul Nișa, da, nu? Aș putea spune că ne cunoaștem de vreo 30 de ani, aș putea spune că am lucrat împreună în același loc de muncă vreo 15 ani și am avea toate argumentele. Suntem și prieteni. Suntem și prieteni, am putea foarte bine discuta. Domnule Egner, dacă dumneavoastră nu discutați cu domnul Nișa sau domnul Nișa nu discută cu dumneavoastră, poate ar trebui să-mi spuneți mie în această seară ce să-i spun transmit domnului Nișa și promit că mâine, înainte de ședința de Consiliu Local, îi transmit domnului Nișa ce se aude cu zona metropolitană. Am mai transmis tot așa prin emisiune TV. La zona metropolitană, părerea mea este că, este punctul meu de vedere, știu că ei ar putea să aibă și alte argumente, se muncește foarte bine și se muncește foarte mult. Strategia de o strategie care, am spus, dădea un miliard de lei în urmă cu câteva luni pe ea, este în faza aproape finală. Zona metropolitană nu funcționează încă de un an de zile. De toată lumea, așteptările sunt foarte mari. Ea nu funcționează încă de un an de zile. Și faceți un an, faceți tort. O să facem tot. Vreau să mai spun că suntem angrenați într-un proiect metropolitan privind transportul public. E vorba de chiar de trenul dintre Botoșani și Suceava. Nu este o glumă. Noi am primit acum o hârtie oficială din partea Ministerului Dezvoltării prin care ne invită să ne facem Ministerul Dezvoltării studii. Fără udre. Ministerul de Dezvoltării asta. Fără udre. Da? Ne invită să facem studii de impact și studii de mediu, pentru că finanțarea suntem propuși, deci urmează a fi incluși acum în 25-27 martie este întâlnirea, urmează a fi incluși în acea categorie strânsă a orașelor care beneficiază de acei bani pe care are România pentru transportul metropolitan. Deci este unul din primele proiecte care zice că a depășit faza unor discuții, deci intrăm deja pe niște elemente concrete. Noi am avut deja câteva întâlniri. Mai departe spun, strategia odată făcută, strategia are un portofoliu de proiecte destul de serios și deschiderea sesiunilor se va întâmpla în a doua jumătate a acestui an. Trebuie să ne găsească pe noi cu strategia aprobată.
urmează să fie supusă în dezbatere publice și cu posibilitatea financiară de a scrie 4-5 proiecte. Noi avem, să spunem, pentru foarte multe dintre proiecte, deci a făcut niște pași serioși. De aceea, domnule Engler, spuneați dumneavoastră înainte de emisiune că nu vă încălzește deloc titulatura de director, indiferent care ar fi acest executiv adjunct, nu? Pentru că dumneavoastră eu vă ocupați de proiecte, pentru că zona metropolitană înseamnă proiecte, dar nu înseamnă directorat. Nu. Problema pentru că înseamnă proiecte. Toată lumea are această așteptare, este acest orizont de așteptare și eu cred că posibilitatea de a atinge acest orizont numai cu un sprijin foarte serios de partea Consiliului Local și a Consiliilor Locale ale celor 9 UAT-uri care fac parte din zonă. Dumneavoastră sunteți un foarte bun comunicator în cadrul zonei metropolitane, e o calitate recunoscută, domnule Egner, dar să știți că există și voci mai cârcotașe unele, că așa e la noi, la moldoveni, ne mănâncă limba ba pe unii, ba pe alții, care spun că nu sunt la fel de buni comunicatori restul din staful de conducere al zonei metropolitane. Și știți foarte bine la cine se referă. Eu știu lucrul ăsta, știu că am discutat de câteva ori și despre acest lucru. Eu cred că e foarte bine că există un comunicator. Iată, directorul zonei metropolitane, Cătălin Olaru, a avut o întâlnire la un post de televiziune local, care mi se pare că a fost o ocazie foarte bună de a comunica. Suntem, să spunem, orientați spre o activitate, spre o muncă și nu spre comunicare și discuție. Eu că nicio secundă nu am, spunem așa, am închis vreun canal. Faceți conferințe de presă, domnule Egner, dacă li se pare unora că zona metropolitană nu este suficient de vizibilă ca și activitate, sau poate așa urmăiește și domnul Nișa știrile, știți, sau emisiunile. Am avut multe emisiuni publice. Atunci înseamnă că domnul Nișa nu se uită la emisiuni și poate urmărește știrile. Faceți o conferință de presă ca să știe domnul Nișa ce se întâmplă în zona metropolitană. Am avut interviu de fond în principalul ziar local, Monitorul de Botoșani. Am avut interviu. Deci vreau să spun că o comunicare, inclusiv în Consiliul Local, am fost invitați de 2 ori, ne-am dus, le-am făcut niște comunicări scrise, că mai mult de atât nu, dar pentru a debloca, să spunem, o asemenea chestiune, singura modalitate normală mi se pare ca ei să vină la noi, la zona metropolitană, să avem niște discuții concrete. Una peste cealaltă, iată, zona metropolitană nu are, spuneați dumneavoastră ceva mai devreme, domnule Egner, nici măcar un an de funcționare. Cum se anunță 2015? Am văzut cum se anunță pentru municipiul Botoșani din perspectiva bugetului care va fi supus mâine dezbaterii consilierilor municipali. Cum se prezintă pentru dumneavoastră zona metropolitană acest an care, iată, tocmai a început? Deci este anul în care vom aproba strategia zonei, este anul în care vom continua contactele și acordurile transfrontaliere, ele cântăresc serios în punctajul unor proiecte. Avem până acum 3 asemenea acorduri. Avem acord în Republica Moldova, avem un acord în Armenia și suntem foarte aproape de un acord în Ucraina. Știți, evenimentele au mai împiedicat un pic, să spunem, niște pași imediați aici. În următoarea etapă avem transportul metropolitan și avem probabil lansarea unor proiecte, unul din ele care mi este foarte mare, foarte drag mie, un incubator de afaceri care să atragă, să spunem, forță de muncă din zona socială. Intenționăm să colaborăm chiar cu Primăria Municipiului Botoșani într-un proiect privind serele municipiului. Mai exact? Mai exact, pare interesant. Da, mai exact încercăm să... Chiar și astăzi, să știți, unul dintre consilierii locale a pus sub semnul întrebării acest proiect al municipalității, cel cu serele. Știți, și deja se întrebau câți oameni pot fi angajați, câte flori pot fi cultivate. Erau niște detalii pe care... Sunt niște lucruri care nu pot fi spuse acum. Primăria a alocat 1 miliard de lei vechi. Este o sumă destul de mică aici. În anul 2004... Dumneavoastră ați prins serele municipiului, domnule, în mandatul dumneavoastră. Eu în 2003... Nu numai că le-am dezvoltat, în anul 2003... Câte răsaduri scoateți
în fiecare primăvară. Acopeream în totalitate necesarul orașului. Domnule, n-aș putea spune număr de. Păi vedeți? Da, asta nu... urmă vrea mâine și consilierii locale. Exact. Câte rățaturi? Nu. E o chestiune. Domnule, care... era sub aspect de glumă. E penibil. Sigur că este o glumă. Deci nu poți să duci o discuție de genul sigur ăsta vorbind de o seră în perspectivă și să întrebi exact câte răsaduri și câți oameni o să facă munca de jos. Însă și consilierii locale ar putea să uite puțin în urmă și să vadă că aveam, la seară mi-aduc aminte însă precis câți oameni lucrau la seară, deci aveam în jurul 20 de oameni, ultima dată am avut 19 oameni, 10 dintre ei erau de la social, îi țineam un an de zile cu carte de muncă, plecau în șomaj, veneau alții și ce era important aici? Mai țineam un pic caldă forța de muncă din rândul celor a stat social la primărie. A doua chestiune, serile din Botoșani, în afară de flori, acoperam necesarul orașului, în ultimul timp, în totalitate, aveam și de vândut. Deci vindeam, pentru că exista un surplus, era mai cultivam un acolo... Era un chioșc, era un chioșc, vedeam și... flori, dar mai vedeam și roșii și castraveți. Mai vreau să ceapă verde. Domnule, ați fi fost un bun precupeț, să știți. Domnule, nu precupeț, a fost un manager bun și vreau să spun că pe perioada în care am fost eu fără niciun împrumut, s-au făcut niște investiții foarte tare în Botoșan, care au rămas și în ziua de astăzi. Am înțeles. Cred că emisiunea noastră s-a cam terminat. Am zărit un pic de timpul de emisie, ne anunță studioul de la Iași. Le mulțumim colegilor pentru promptitudine. Pe noi ne-a luat valul de fiecare dată, domnul Egner, când este invitatul studioului nostru, ne ia valuri. Promitem că nu este ultima dată când ne vedem cu domnia sa în prima parte a acestui an. Poate o să facem o discuție după votarea bugetului pe 2015. Mai vedem și cum sunt implementate proiectele la zona metropolitană. Poate între timp află și domnul Nișa cu ce se ocupă zona metropolitană. Domnul Nișa este un consilier bun. Mulțumesc frumos. O timp o plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. Și sub aspect tehnic și al experienței administrative. Mulțumim mult și oamenilor de acasă care ne-au fost pe parcursul acestei ore aproape. Rămâneți pe Tele Moldova, un post regional urmărit în 18 județe. Seară bună să aveți pe mâine seară. Seară bună.